Hello, într-un nou vlog din Malaga. Ne-am întors în Malaga și regim foarte și nu pot vorbi. Street art nu e aici la fel ca în Sevilla, dar sunt oameni care dansează la tot pasul. Vedeți mai bine, am șters puțin în camera, niște mici impresii vis-a-vis de călătoria Malaga, Sevilla, Sevilla, Malaga. Foarte curat totul, foarte bine puse la punct stațiile de tren. Nu știu de ce atunci când am plecat din Malaga, am trecut prin security check și în Sevilla n-am trecut prin security check. Dar uitați cum arată gara, uitați cum arată gara. Trenul putea să arate mai bine, am văzut trenul care arată mai bine în alte țări, dar totuși mult mai bine ca România, asta e clar, mai mult spațiu la picioare. De asemenea, băile sunt cum niște nave spațiale, dacă mă întrebați pe mine. Și atenție, în momentul în care intri, trebuie doar să apeși pe butonul care închide ușa, trebuie să apeși și pe butonul care încuie ușa. Mi-am dat seama, it's on point, nu a intrat nimeni peste mine, nu? Dar mi-am dat seama un pic mai greu. Bine, eram și foarte, foarte bezmetică și obosită în momentul în care am mers din Malaga în Sevilla, era foarte devreme pentru mine. Dar la întoarcere îmi doream să dorm și n-am reușit. Dacă era dus, am dormit bușteana, am întors, n-am putut. Am aflat că centrul Larios mai are o intrare și am văzut că această fațadă este până acolo, fațada frumoasă acestui mall. Stai, Marc, o să încep să iau suveniruri, ca să zic așa, în ghilimele, pentru prietenii mei din România. Am mai descoperit încă o intrare slash ieșire. Wow! We have the goodies și un hanorac în plus. Mai zis că vin după mai ori și mi-am luat și hanorac. Deci acest mall este cu acest imprimeu pe toate părțile. Următoarea oprire, port. Iar aici, între străzi Larios, au început să pun aceste scaunele. Au construit schelele de când era mama aici, iar acum pun niște scaune din seama că va fi un show cât de curând. Anyway, mergem în port să mâncăm și noi ceva, de preferat ceva sănătos, după o săptămână în care am mâncat predominant prostii și Dunkin', of course. From Dunkin' with love. Caliente, por favor. Cam aceasta ar fi treaba, am luat cafea mică. Pentru că este destul de târziu și nu prea vreau să beau foarte multă cofeină. The best thing ever. Lol, energia pozitivă. Cineva mi-a adus albete și nu știu de două. Ar fi cazul să facem un unboxing. Hai să facem un calcul câte zile au trecut de când am cumpărat chestiile astea și când nu am făcut unboxing nici măcar pentru YouTube. Păi dacă m-am întors de la Sevilla pe 5 seara și am fost pe 6 sau pe 7 la mall. Bine, acum suntem pe 22, v-am să te zic că au trecut. V-am să zic că a trecut de 15, stai așa că am văzut azi la un dat că e 22, da, când am verificat când pică 25, adică programarea la dermatolog pe care o aștept din februarie, la începutul lui februarie am fost la medicul de familie, pe 23 februarie am primit confirmare că am programare la dermatolog, deci pe 23 februarie am fost anunțată că am programare pe 25 martie, da, așa se mișcă lucrurile aici, la stat cel puțin, ok, eu voiam să fac unboxing cu costume de baie, dar cred că avem și maieuri. Faza este în felul următor. Am fost neapărat după maieurile astea. Cred că le-am văzut când eram cu mama sau nu mai știu când le-am văzut. Unul negru și unul alb. Hai că ăsta o să fie cu surprize aici. Da. Doar că nu am mai găsit și pe negru, așa, cu genul acesta de bretele. Dar nu e panică de război, pentru că deja am un maieu cu genul acesta de bretele elastice, cam cu același material, doar că nu e dublat. Ăsta e dublat? Bine, ăsta e body, de fapt. 9 euro. Să știți că oricât de ieftine mi s-au părut mie la început produsele de la Primark... Voi vedeți ce vede și eu? Vedeți că treaba asta nu se fie pe mijloc, e pe lateral sau îl țin eu prost? Îl țin eu prost, sunt eu prostă, scuzați-mă. Anyway, hainele nu sunt chiar atât de ieftine dacă comparăm cu H&M. Momentan am intrat în alte magazine decât H&M și Stradivarius. Încerc să stau departe de magazinele care au haine, pentru că unul la mână nu mai am loc în dulap, doi la mână, ar fi ideal să am cât mai puține lucruri când o să fie să mă mut, doar că s-au cam mărit prețurile la chirii, deja cam vine vara și s-ar putea să fie mai rentabil să stau până în octombrie-noiembrie aici, dar nu cred că mai reușesc, vedem pe parcurs. Gata, off topic-ul, că am arătat doar un maieu.
sorry. Avem acest maiou care este într-un material super cute. Știu că am făcut foarte multe unboxing-uri de la Primark lately, ba chiar de când am cumpărat treburile astea, am mai cumpărat încă două pungi și pale le-am filmat deja. Dar, în apărarea mea, nu a fost cu intenție. Eu când m-am dus în Primark, nu m-am dus pentru haine, decât o dată, nu, de două ori mint, o dată pentru bluze termice, nu, o dată pentru echipamente sport, după care pentru bluze termice n-am găsit și încă o dată pentru hanorace. Avem și acest maieu. E la fel cu ăla de la Stradi, doar că e un material mai prost. Este un vali negru cu același croi în partea de sus. Ok, hai să facem o comparație de prețuri. 9 euro, iar la Stradi a fost 13-15, undeva între 13 și 15, da? Deci nu e mare diferență. Iar la H&M bluzele sunt cam între 15 și 20 de euro, cam atâta. Doar atâta am luat de la H&M momentan. Mai avem încă un tricou sport care este foarte gros, deci nu cred că o să mai pot să-l port până la toamnă iar, dar este foarte drăguț. În prima fază mai n-am nevoie că bate sprilii. E drăguț, îl luăm. Shopaholica, e bine zis, Shopaholica de mine l-a luat până la urmă. Ok, le îmbătrânim frumos la loc pentru că o să facem unboxing și pentru TikTok. Ah, tricou, e cam lung. Da, era verde. Era verde, tricou sport. Un tricou sport pe care l-am luat pentru că era verde. Și am deja bustieră culoarea asta. Am pantaloni. Nu. Bustiera și cu pantalonii sunt verde pal. Nu. Oricum n-aș fi purta cu pantaloni verzi, aș fi purta cu niște pantaloni negri. Avem prima chestie de plajă. Deci mi-am mai luat chestii de plajă. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta că este titru și chiar mă gândeam, băi, e foarte mișto imprimeul, păcat că n-am și pe verde. Și ce credeți, următoarea dată când am fost în Primark, am găsit pe verde. Verde închis, da, totuși. Hai să o luăm măcar pe asta pe noi. A, deși e plină de microbi și de praf. Vai cât de bine se simte. Vai cât de bine se simte. Ghiciți cine merge mâine la plajă. Pentru că a fost mama la dermatolog și cum ea știa că vreau să merg la plajă și că nu pot să rezist 3 luni fără să merg la plajă, mi-a zis, așteaptă măcar până mă duc la dermatolog să întreb dacă poți și mi-a zis, băi, întreabă dacă pot să mă duc la plajă măcar o oră, două, bine, capul meu era 2-3-4 ore, eventual cum prosop pe față, piept, mâini sau dacă stau cu spatele pe spate, adică pe zonele de care am acne și mi-a zis că pot să merg o oră, două și dacă stau mai mult să reaplic SPF, să am SPF 50, să stau pe mine acoperită cu cutinț. Așa, da. Ce prăjită sunt! Uite că pleceam aici. Știu că poate e ciudat. Am văzut pe cineva că critica influencerii care fac unboxing și nu știu ce au acolo. Sorry, that's me. Get used to it. Am mai luat un hanorac pentru că aveam unul cu glugă și cu fermoar, unul fără glugă și fără fermoar și mi-a plăcut de mult acel hanorac fără fermoar, încât am zis, băi, îmi trebuie unul fără fermoar și cu glugă. Deci acum am cele trei modele pe negru și am și unul pe verde, oricum. Cât? 9 euro. Bine, hanoracele cred că sunt mult mai scumpe. Acelelalte magazine, mult mai scumpe, cred că sunt un pic mai scumpe, gen 20, 30, poate 40 de euro. Doar că, bă, ele sunt foarte frumoase și foarte mișto, doar că nu prea rezist, adică am cumpărat un hanorac de la Primark negru în România și știu că s-a scămoșat destul de tare. După doar o lună de purtat non-stop. Eu, pentru că a fost singurul hanorac cu care am venit în Spania, dar l-am făcut la coate și e bine. De atunci nu au mai apărut scame, da, am vrut să-l salvez pentru că era negru, simplu și frumos, ok? It's not a shame to save the clothes from my point of view, at least. Anyway, pauză de suc. Shrubs cu lime, portocală și cu pomelo. Genial, recomand. Dacă mergeți în Spania, încercați shrubs-urile. Doar un sutien? Hai că am unboxing-ul cu costume de baie. E cu un costum de baie, sau mă rog, cu o chestie. Și mai avem, elastice. Pe astea le-am văzut la casă. Uitați cât de multe sunt. Hai să vedem dacă scrie 60. 60 de elastice. 60. Asta ți ajung o viață întreagă. Bine, se pot slica până în mură, dar mă rog, că se usucă elasticul ăla, dacă știți ce zic, să face vechi. 1,50 euro.
for an entire lifetime. Acum să vedem unde să le punem și pe astea. Da. Verde. Merge bine cu verde. Nu mi-am luat slip pentru că slipurile de la Primark sunt cele secret, sunt destul de urățeline. Unul la mână, doi la mână. Aș prefera să aștept până slăpesc la loc. Da, și după aia vedem ce slipuri luăm, pentru că, da, mai avem nevoie și de slipuri. O să încerc să nu mai zic nimic, pentru că probabil că am făcut mai mult off-topic decât ar fi fost cazul. Sper că au rămas măcar 5 persoane până aici. Da, o să încerc pe cât posibil să fac clipuri mai bune, gata. Nu că o să încerc, am început să le editez mai cu simț de răspundere, să le filmez mai cu atenție, să le filmez când am o stare bună. Ăsta nu e dublat cu totul. E dublat doar până la jumătate. E dublat, cred că, doar pe față. Hai să-l întoarcem pe tot să aflăm. E dublat, da, în zona sânilor și puțin la spate. Am făcut o mică pauză de la editat pentru YouTube în ultima vreme. Când m-am întors din Sevilla, n-am mai editat decât atunci când a trebuit neapărat să postez clipurile cu Travel. Anyway, o să fiu mai atentă la ce postez și ce filmez în primul și în primul rând. Așa că dacă ați rămas până aici, comentați-mi o inimioară verde ca să nu mă simt prost că am zis treaba asta. Și ne vedem în următoarele clipuri. Vă aștept și pe celelalte rețele de social media. XOXO, Eva. Ceau, foarte verde! Ok, bye!